Astăzi, la școala gimnazială Constantin Brâncuș din Megidia s-a desfășurat activitatea SOS Marea Neagră. O echipă de voluntari ai Marea Nostrum din Constanța a fost prezentă la eveniment și a prezentat elevilor informații despre acțiunile întreprinse de ONG. Ziua Internațională a Mării Negre a fost celebrată astăzi și de către elevii școlii gimnaziale Constantin Brâncuș din Megidia. Voluntarii Mare Nostrum din Constanța le-au prezentat elevilor documentare despre biodiversitatea Mării Negre și au cooptat în discuții interactive. De cât timp activează ONG-ul Mare Nostrum? ONG Mare Nostrum activează din anul 1994, de când am început să avem foarte, foarte multe evenimente publice și proiecte. Proiectul nostru cel mai important este cel cu monitorizarea și conservarea delfinilor din Marea Neagră. Astăzi la Megidia, cu ocazia un pic întârziată, Ziua Internațională a Mării Negre. Aș vrea să știu cum vi s-a părut activitatea, cum vi s-au părut copiii din Megidia. Copiii din Megidia mi s-au părut foarte interesați, comparativ cu multe, multe școli și licee din orașul Constanța. Chiar am avut impresia că reacționează foarte, foarte ok la informațiile pe care le-am prezentat și de asemenea cunoșteau foarte multe detalii date pe tema aceasta, pe mediu. Care este scopul mai exact al acestor activități desfășurate în școli? Scopul principal este să îi conștientizăm, să conștientizăm un număr cât mai mare de tineri în special, pentru că atunci când informezi tinerii, automat ei vor fi niște adulți responsabili și vor ști ce să facă mai departe și ce să lase în urma lor. Ce ne puteți spune despre activitățile ONG-ului? Văd că sunt numeroase. Și aș vrea să știu cu ce continuați. Într-adevăr, avem foarte multe activități, foarte multe proiecte. În momentul acesta, un proiect în derulare este proiectul Marlisco pe tema deșeurilor marine. Avem o expoziție cu 12 panouri ce conțin date statistice pe această temă, panouri care se află în momentul actual la Biblioteca Județeană din Constanța, pe care chiar invităm pe cei care se uită să viziteze această expoziție. Fără să realizeze, elevii au fost prinși în mreaja lectorilor care și-au atins scopul de a crea un dialog deschis și productiv. La sfârșitul evenimentului, micuții au tras câteva concluzii și au dorit, respectând tema protejării naturii, să transmită un mesaj unei anumite categorii de locuitori ai Megidiei care nu conștientizează faptele antisociale pe care le săvârșesc zi de zi. Pentru această acțiune, noi am avut de pregătit niște desene reprezentative despre Marea Neagră și de discutat. Văd aici gânduri pentru Ziua Mării Negre. Ce gânduri ai tu pentru Ziua Mării Negre? În primul rând vreau să spun că eu iubesc Marea Neagră și aș dori să spun că este foarte important să o protejăm și toate mările de pe acest glob și oceanele și râurile și absolut tot. Cum protejezi tu? Ce poți să faci tu efectiv ca să protejezi Marea Neagră? Păi trebuie să nu aruncăm deșeuri sau orice lucru în mare, trebuie să o protejăm în mod special cu gunoaiele și deșeurile toxice, să o protejăm într-un mod frumos, adică să nu poluăm absolut toate frumusețile de pe glob. Ia spune, cum ți-a părut acțiunea de astăzi? A fost o acțiune foarte frumoasă și folositoare pentru toți copiii și eu o să le spun și părinților și copiilor de la mine din clasă să protejăm toate mările de pe glob și toate apele. Dintre toate subiectele pe care le-a dezbătut voi azi la activitate, care ți-a plăcut cel mai mult? Mi-au plăcut activitățile. Ce-a care. Da. Am vorbit despre tot felul de specii de delfini, despre cum să protejăm natura, am vizionat și filmulețe. Mi-a plăcut foarte mult. Ia spune, ce faci tu efectiv ca să protejezi natura și, uite, în special Marea Neagră? Eu nu, când merg la mare, nu mai arunc gunoaie. De fel păstrez gunoaiele și le arunc într-un loc special amenajat și nu mai îi sfătuiesc și pe alții să nu mai facă așa. Asta este foarte important. Spune-mi dacă dintre toate activitățile pe care le-ați avut astăzi și le-ați discutat ați avut o felul de discuție pe diverse teme, care ți-a plăcut ție cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut când am discutat despre delfini, despre tipurile de delfini și speciile. Ce activități ai făcut tu cu ocazia Zilei Mării Negre?
Păi am sfătuit colegii, prietenii să nu mai arunce deșeuri, să colecteze gunoaiele și să le depună la centre. Și am vorbit cu domnii profesori să organizăm activități cu școala. Cum ți s-a părut ție proiectul colectarea uleiului? O să participi la el? A fost o idee interesantă, nu știam, și o să propun acasă să colectăm ulei și colegilor o să le spun. Să la școală? Da. Dintre toate temele pe care le-ați dezbătut voi în cadrul acestei activități, care ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut momentul în care am aflat despre delfini și momentul în care ne-au povestit despre ceea ce facem noi în fiecare zi și poluăm și nu ne dăm seama. Conducerea școlii gimnaziale Constantin Brâncuș din Medgidia s-a declarat receptivă la astfel de acțiuni în folosul elevilor instituției și încântată de activitatea de astăzi. Ați așteptat un pic, dar cu folos, această activitate dedicată Mării Negre. Da, a fost ceva cu totul deosebit. Ziua Mării Negre este sărbătorită la noi în școală, ca și alte activități legate de programul ecologic în fiecare an. Dar anul acesta s-a dorit a fi ceva cu totul deosebit, așa cum s-a văzut. Reprezentanții organizației non-guvernamentale Mare Nostru m-au dorit să vină în școală, să se întâlnească cu elevii noștri. Cât de importante sunt astfel de activități de conștientizare? Extrem de importante și nu rezolvăm totul printr-o singură activitate, bineînțeles, dar încercăm să le facem cât mai dese și mai folositoare pentru elevii noștri, să creștem o altă generație pentru un mediu mult mai curat și mai frumos. Anul trecut, peste 60.000 de tone de gunoaie s-au strâns din Marea Neagră. Din cauza lor, în ultimele 3 decenii nu au mai rămas decât 5 din cele 26 de specii de pești care ajungeau aici până acum. Din păcate, 50 de ani ar trebui ecosistemului să-și revină după cantitățile uriașe de deșeuri care au fost aruncate în ultimii ani pe plajă.